Preoți Iohannis vorbind de la Galați. Vorbind de acolo, bună seara, Răzvan Zafir. Bună seara, Răzvan. Ce frumos a vorbit vorba bunicii mele, care l-a ascultat în anii 90 pe Ion Iliescu și la final exclama așa. Ce frumos a vorbit. Așa îmi vine să spun, ascultându-l pe Klaus Iohannis, și aș scoate din ce a spus Klaus Iohannis o replică recurentă, o zice de fiecare dată. Fiți eroii alegerilor. Asta îmi place. Fiți voi eroii alegerilor. Cumva. Ați văzut că eu, pe compropriu, deci cam asta. M-ați văzut. Măcar voi să fiți eroi acestor alegeri, măcar datorită vouă Viorica Dăncilă să nu ajungă președinte României. Fiți campionii acestor alegeri. Ați văzut. Fiți iohaniștii lui. Fiți spartanii lui iohaniști. Spartanii, da. Nu ratăm ocazia de a nu o da și pe Viorica Dăncilă, în sensul că nu o dăm. Doamna Viorica Dăncilă... Mai era să o mai dăm și pe Viorica Dăncilă. Desfășoară acum. Și ne vedem mâine la 6. Viorica Dăncilă se desfășoară acum, vorbește, chiar vreau să văd dacă e în picioare, vorbește în picioare. Am văzut că e o calitate pe care toată lumea o remarcă. A vorbit, a stat 2 ore în picioare. Vă spun că dacă ar sta 2 ore într-un singur picior, ar fi și mai bine. Românii mai degrabă ar da buzna. Ar fi normal. Să o voteze. Dacă își dorește cu adevărat victoria și vrea să fie președinte României, da, să stea într-un picior în următoarea conferință de presă. Și atunci, da, spui, băi, n-ai cum. Sau cum a stat copilul acela? În cap. E, mai e și varianta, stai în cap. E mult, da, e mult în cap. Da, Viorica Dăncilă răspunde unor întrebări, dar acum nu știu, sunteți de acord cu noi? Mă interesează răspunsul. O lăsăm așa, da. Adică dacă o să fie ceva, wow, ok, vă spunem, dar în principiu, nu. Astăzi a apărut o informație foarte tare, conform căreia Viorica Dăncilă va fi prezentă mâine la DNA. Și cum ascultam eu această informație, chiar mă gândeam, zic, bă, ăștia de la DNA sunt pe mână cu Viorica Dăncilă. Eu așa m-am gândit prima dată, da, când am aflat informația, ăștia sunt mână în mână, știi cum fac? Sunt, uite așa sunt, mână în mână, DNA-ul și Viorica Dăncilă. Sunt vorbiți. Și nu așa, nu așa, așa vreau să zic. Nu, sunt mână în mână așa. Sunt mână în mână așa. Și mi zic, ăștia sunt vorbiți, pentru că îi pică mănușă această chestiune, cum se duce Viorica în ultima zi de campanie la DNA acolo. Îți dai seama că e o chestie care pentru liderii locali ai PSD-ului ar fi venit extraordinar, toată treaba asta, că pe de-o parte dădea senzația că uite ce urmează să ni se întâmple și nouă. Deci au început iar ăștia cu DNA-ul. Și mai departe decât atâta, era și ideea că Viorica Dăncilă nu e pe mână cu ei. Pentru că dacă ar fi pe mână cu ei, n-ar chema-o la DNA. Se leagă lucrurile. Dar Viorica Dăncilă nu e chemată la DNA. DNA dezminte că Viorica Dăncilă ar urma să fie audiată vineri de procurori. Iată informația care a apărut pe știri, pe surse. De aici a plecat toată treaba. Toate televiziunile prietene Viorica Dăncilă au discutat această informație astăzi după amiază. Informații false. Articolul de pe știri, pe surse, fusese publicat cu câteva ore înainte de conferința de presă a Viorica Dăncilă, care se desfășoară în acest moment. Deci, practic, ea nu este chemată mâine la DNA. Informația e că nu e chemată. Deci, ăsta a fost un zvon răspândit chiar de Partidul Social Democrat. Da. Azi nu avem niciun fel de semne de întrebare asupra autenticității. Vă spun de la început că singurul beneficiar direct al informației că Viorica Dăncilă, ce să vezi, în cârdășie cu Țiriac, ar fi făcut... Ar fi făcut și ar fi drept. Numai nefăcute. Da. Prin urmare, fiind așteptată mâine la DNA, e bine, această poveste nu putea decât să o ajute pe Viorica Dăncilă, o femeie chemată la un DNA condus de bărbați. De bărbați. Asta e evident. Și care, iată, în buza alegerilor, mă, da, și-o chemă fix vineri. Vinerea de dinainte de alegeri. Adică... Era cu sută coața lor, deci, dacă se întâmpla chestia asta, iertați-mă că vă spun, mă, mi se părea că... Bă, doamne, dar exact asta e spectaculul. Să că acum eu mă aștept ca Viorica Dăncilă totuși să se ducă. Eu mă aștept ca Viorica Dăncilă să depună astăzi un autodenunț. Doar o fi mâine chemată la DNA, doar o spune. Dacă au ajuns să cheme o femeie la DNA, erau 3 procurori bărbați care au anchetat o femeie. Nu, da, mă aștept ca la bibliotecă. Știi că ea nu era invitată, dar să se ducă. Da, dar deci, nu s-a dus la bibliotecă. La DNA, de data asta, neinvitată s-ar duce. Eu cred că Viorica Dăncilă, dacă ar trebui să aleagă între DNA și bibliotecă, s-ar duce la DNA. Pare mai oportună prezența sa la DNA, dar hai să fim serioși, chiar dacă Viorica Dăncilă s-ar face vinovată sau, mă rog, suspectă într-un dosar de corupție, niciun procuror n-ar chema-o la audieri cu cât 48 de ore înainte de alegeri. Azi, fiind serioși. Sau, poate doar un procuror pesedist. Mă aștept să o cheme
secția aia de investigare a infracțiunilor de justiție. Că acolo ar avea ceva. Acolo, că acolo sunt pesediștii ei și mă aștept oamenii aia să o cheme pe doamna Viorica Dăncilă. Noi, statul paralel, vrem să vă anchetăm. Deci poate acolo să fie chemată, dar cineva care nu și-o dorește președinte, domnule, cred că și dacă e flagrant delict, o lasă să scape înainte de alegeri, problema, ca să nu apară suspiciul. Problema Vioricăi Dăncilă a fost în aceste interviuri și legată de atitudinea față de Ordonanța 13. Pentru că ea la momentul respectiv era un respectat europarlamentar. Ei, era pe naiba. Nu era respectată? Ai, mă, lasă. Ai auzit pe cineva să crâgnească? Ai auzit de ea până atunci? Tocmai de aia. Nu îndrăznea nimeni să zică ceva despre ea. E greu să respecti ceva ce nu știi că există. Răzvan, nu îndrăznea nimeni să spună ceva de rău, că dacă era ceva de rău, se spunea. Dar a spus, mă, Bogdan Chiriac într-o emisiune în care erau trecuți în revistă mai mulți europarlamentari români și mai e doamna aceea care nu există. Dom'le, faptul că nu există e un lucru bun. Bine, acum există. Acum problema e că există. Dar altceva vreau să remarc. Dom'le, era luată în discuție această situație a Vioricăi Dăncilă, europarlamentar, în legătură cu Ordonanța 13. Ce poziție a avut? Și se spunea doamna Viorica Dăncilă, dom'le, ce treabă am avut eu cu Ordonanța 13? Erau ăștia. Deci, practic, se și dezice cumva că dacă îi se părea în regulă Ordonanța 13, ar fi zis, dom'le, bine, a zis că pe legalitate s-a pronunțat Curtea Constituțională și ok, dar n-a spus părerea ei personală. Dom'le, mi se părea ceva util, ceva care ar fi trebuit să existe. Era la modul, bă, nu știu, oricum eram europarlamentar, n-am nicio treabă. Mai avea puțin și spunea, eu am trecut și pe Piața Victoriei, dar nu mi-a plăcut pentru că era gălăgie. Dacă s-ar fi protestat mai liniște, aș fi rămas acolo. Proliferau jigniri. Se vorbea foarte urât. Se vorbea urât. Erau cuvinte din câte patru litere pe care eu nu le agrez. Motiv pentru care m-am retras din Piața Victoriei, am renunțat la mișcarea Rezist, hashtag Rezist. Ar fi fost hashtagistă Viorica la cum prezenta datele problemei în urmă cu câteva zile când răspundea unor întrebări. Da, explicăm de ce o acuz că e o mincinoasă fără scrupule. Domnule, n-am zis că e mincinoasă. Am zis că e spectaculoasă. Și am zis mincinoasă. Viorica Dăncilă e mincinoasă. Hai să spunem de ce e mincinoasă. Că e mincinoasă. E mincinoasă. Pe doamna Viorica Dăncilă, președinte al Partidului Social Democrat, candidat la prezidențiale? Trimite un mail către toată lumea ca europarlamentar în legătură cu Ordonanța 13. Eu mail care, nu, către toți cei din de la Bruxelles. Și către care... românașii din țară, de ce l-a trimis? Dom'le, pentru că românașilor, cu românașii nu prea mai avea ce să discute, pentru că și-a dat seama că nu are ce să... Stai noua la Bruxelles, îți dai seama că e altă lume, altă mentalitate. Lasă-mă cu românii, că sunt sătul de atâția români. I-am tot văzut în acțiune. Nu. Așa, și trimite un mail la Ordonanța 13, încercând să le explice bruxelezilor cât de bună e Ordonanța 13 pentru români. Să, cum să spun, să adopte și ei o Ordonanță 13 la ei în țară. Că bine ar fi ca și guvernele lor să dea o Ordonanță 13. De ce n-aveți ordonanță? Deci ea a trimis-o, că ea a spus, noi, greu, o țară mică, uite, cu probleme, am putut, săracă, am putut. După 5 decenii de comunism, domnule, am dat Ordonanța 13. Și mă uit la voi, mari puteri ale lumii occidentale. Germania n-are Ordonanță 13. Franța n-are Ordonanță 13. Ce păziți? A trimis această scrisoare plină de patos. Ia să o pe ecran scrisoarea. Că scrisoarea, da. Importantă nu e scrisoarea, cât semnătura scrisorii. Publică cei de la Newsweek astăzi scrisoarea. Se și vede pe ecran. Dar extraordinară este semnătura doamnei Viorica Dăncilă, care, cum era dânsa așa, s-a semnat și de-aia spun că e mincinoasă, Răzvan. Aici intervine mincinoasă toată treaba. De ce spui tu că e mincinoasă? Eu o să o apăr până în pânzele albe pe Vasilica. Se semnează chef Viorica Dăncilă. Cum? Chef Viorica chef Dăncilă. Chef? Ea vrea să zică chief. Ea vrea să zică chief, dar i-a ieșit șef. I-a ieșit șef, adică bucătar. Bucătar, dar stai, nu bucătar. Lipsește unii din cadru ca să rezolve treaba. Lipsez multe din cadru. Eu spun altceva. S-a semnat șef, da? Înseamnă bucătar șef, cum ar veni. Da. Nu este un oarecare bucătar. Da. Deci ea s-a semnat maestru bucătar al grupului social-democrat din Parlamentul și European. Și ea nu e bucătăreasă. Dar de unde știi tu că nu e bucătăreasă? Hai că asta vreau să demontăm, această intoxicare de presă. Nu e clar, că ar fi o semnătură mincinoasă. N-are timp de bucătărie. Dar ce crezi că făcea Radu în Parlamentul European? Ce făcea acolo? Bucătărea asta, păi făcea. Asta vreau să spun. Femeia a trimis și a spus, să dea Viorica scrisoarea. Păi în ce calitate? Păi ea ce face aici? Păi ea a făcut niște tăiței până mai devreme. Nu. De șef. Deci eu am luat-o, eu, în prima instanță m-am gândit, e o greșeală gramaticală, dar știm că ea e bună pe engleză. Hai. Și ea fiind totuși bună pe engleză... Greșeală gramaticală doar în limba română, Radu. Nu, dar zic că știind, are fân cunoștință, dacă te uiți pe CV-ul, vezi că are cunoștințe de limba engleză la nivel B,
Bă, dacă nu chiar mai bine, dar hepatita, la nivel B. La nivel B. Mă rog, așa, așa am reținut. Dom'le, treaba e următoare, ea n-a greșit gramatica. Nu. E vorba despre faptul că dânsa acopt ordonanța 13. Și s-a acopt ordonanța 13. Tot de bucătărie ține. E vorba de bucătăria partidului. Despre asta e vorba. Mă, acopt la ordonanța 13 până s-a ars tot partidul. Pentru că, vezi tu, a fost nevoie ca Liviu Dragnea să ajungă la răcoare ca să li se mai vindece puțin rănile. Da, domnule, a trimis femeia o scrisoare. Nu, greșit, nu. Ea nu a pregătit un mail, Răzvan. Ea a gătit un mail. De-aia a zis șef Viorica Dăncil. Mie mi se pare, bă, n-a ce. Deci asta a fost un moment de grație al doamnei Viorica. Le-a făcut un platoaș cu argumente exact, occidentalilor cu privire la ordonanța 13 ca să nu li se aplece da. De la protestele din țară. Da. Le-a făcut ea așa. Dom'le, femeia s-a semnat șef. Eu vreau să spun că este singurul moment, mă, da, singurul moment în care rezonez cu această femeie din Videle. Doamna Viorica Vasilica Dăncilă ex-Rodica. Ex-Rodicanica. Da. Îmi place, are rezonez, o melodicitate. Nu, e un moment... E un poți să semna femeia șef. M-ar fi deranjat dacă ar fi avut... Să pune și eu aroganța, dar spune chief of. Ce chief, mă? Ce chief? Zici că ești chief, te-ai de la nu. Chef de trip. N-a ce chief? Eu. Nu, domne, șef. Da. Deși nu știu cât de bine gătește. Că iarăși, și asta cu șef, bucătărea să nu știu ce... Stai, domnule, puțin. Stai, domnule, puțin să vedem ce gătește. Că poate așa și-a rogă niște... Ea e foarte bună pe gătit. Păi poate nu e. Eu spun sigur, Răzvan, că... Că gătește bine? Viorica Dăncilă, de luni încolo, când se rezolvă această problemă... Mă, dacă gătea bine, nu lăsa Cristinel să plece din țară și să mănânce el numai fast food. Nu, domnule, o ține aici, Viorica, tu ești prea bună pe bucătărie. Lasă Parlamentul European, că legi știu să facă și alții. Deci, eu spun, Răzvan, de da, luni încolo, când se eliberează de această problemă, doamna Viorica Dăncilă va participa la șef la cuțite, va fi la master chef, va apărea acolo, dacă nu spun sincer, Răzvan, va fi toată România o va iubi. Problema Vioricăi Dăncilă este că s-a poziționat într-un loc care nu are legătură cu atitudinile sale. Mergi pe zona asta de politică. După master chef, eu spun că am văzut la... Deci eu spun că acolo ar fi o glorie a acestei emisiuni. La master chef, crezi? N-ar cred nimeni cine nu mai e acum. Nu e adevărat, ar fi veni, ar veni platourile alea în față și ar gusta și parcă-i vă pe aia care... Asta este... O mămăiță. Nu, greșești. Din Videle. Păi nu, n-ai înțeles, nu. Ea nu gătește acolo. Dar cum gătește, mă, ea? Ea ar fi acolo, în postura... A, tu vrei să o faci juriu? Exact, evaluatoarei de gătit. Păi ei nu, pentru că ar fi foarte simplu să primești votul ei. Te duci cu o dulceață de trandafiri și îți spun că te ia Viorica, te vreau în echipa mea. Te aruncă prosopul ăla sau ce, te aruncă cuțitul ăla, nu știu, mai țin. Sau poate să zic așa, această mâncare nu-ți face cinste. Poate să zic așa, eu văd zicând. N-ai avut alte soluții culinare la îndemână? Și nu, dar ăștia, producători, știi cum sunt ăștia, că pentru rating, numai rating, ar îndemna-o pe Viorica Dăncilă și ar spune așa. Doamne Dăncilă, trebuie să fiți prea neconflictuală. Trebuie să fiți dură cu ei. Trebuie să fiți alea, trebuie să vă intrați să faceți durități cu ei, să-i treceți prin situații cumplite. Și ar zice, maximum de duritate, sau cum ar fi, când ai auzit-o că s-a enervat Viorica Dăncilă vreodată? Înainte să intre în politică. Și ar zi, înainte când am zis când a picat treapta la bac. Atunci cred că a fost nervoasă rău. Această mâncare nu vă face cinste. Asta ar fi maximum de duritate al Vioricăi Dăncilă. Primul rând, eu sunt o femeie, nu pot să-mi dai să mănânc așa ceva. Asta, cred că și asta ar fi o chestiune. Da. Bun, eu nu știu cât de bună bucătărea să este Viorica Vasilica Dăncilă. Da. Ca să n-avem discuții. Dar a avut nevoie să explice. Dar a simțit nevoia să se semneze în această manieră. Vă dați seama că dacă greșeala asta ar fi fost realizată de altcineva, am fi râs cel mult 30 de secunde pe subiect. Da. Dar fiind vorba de Viorica Dăncilă, cum să spun, parcă nu-mi vine să depășesc momentul. Pare atât de potrivit din punct de vedere contextual acest moment, încât o definește pentru întreaga campanie. Cu atât mai mult cu cât, vezi tu, de când a apărut la televizor și până în prezent, trecând pentru o serie de coafuri, Viorica Vasilica Dăncilă a avut grijă să ne ofere doar argumentele sale pentru o carieră spectaculoasă de gospodină. E o doamnă foarte gătită, Răzvan. Trebuie să remarcăm această aptitudine. E gătită. Prea gătită. Nu, e... Păi e bine că toată s-o mai lași în sânge. Unii spun că este și pregătită, dar nu neapărat pentru președinție, ci a fost pregătită tocmai eu pentru a pierde președinția. E și varianta asta. Eu am înțeles că au avut grijă unii să fie preparată. Dar nu pregătită. Corect. Preparată, asta, da. Asta, pregătită, da. Pregătită, nu? Mai puțin. Toate argumentele pe care le-a adus Viorica Dăncilă, discuție de când e ea pe acest pământ politic, au fost următoare. Dom'le, este o soție foarte bună, este o mamă grijulie, este o femeie curată. Apropiată de oameni. Apropiată de... Deci este exact ce ai vrea să ai în gospodărie. Da.
Să faci și de mâncare, faci și curat, vorbești și frumos. Nu, domnul nu e acasă, reveniți mai târziu. Răspundea la telefon. Da, Vasilica, nu, stăpânii nu sunt. Dar le spun că a sunat. Da. Adică pare așa, femeie în casă. Doamnă de casă. Doamnă de casă nu dă palatul Cotroceni. Nu dă palat. Dar, așa cum punem noi problema, da, pare că rezultatul alegerilor de duminică e deja tranșat. Ori eu n-aș vrea să rămână cineva cu senzația asta. Că s-a rezolvat treaba. Deci, așa cum domnul Cumpănașu a obținut voturi în turul întâi, da, de la oameni care s-au gândit că nimic nu-i mai amuzant decât să fotografiezi un buletin de vot cu ștampila Cumpănașu pe el, vă spun că sunt atât de mulți oameni acum care vor să zică ceva de genul, dar nu prin vorbe, ci prin ștampilă. De-aia să vedem, mă, ce se întâmplă. De-aia să vedem, domnule, dacă nu ești neamțul ăsta, că prea e sigur pe el. De-aia și nu e vorba de domnul Daia aici, ca să explicăm. Nici nu mai există domnul Daia. Nu se așa mai organizează, că, domnule, până duminică, gândiți-vă bine. Gândiți-vă bine și ascultați-o pe Viorica Dăncilă, care din nou este întrebată aseară în legătură cu această problemă care pare că planează asupra dânsei. Deci suntem tot timpul amenințați. Cu ce? Stăm sub această amenințare al discursului în limba engleză al Vioricăi Dăncilă. Hai să o ascultăm aseară la TVR. Perfecționista Viorica Dăncilă, pentru că se pune și problema perfecționismului Viorica. Dânsa este perfecționistă. Asta, păi, este, asta e defectul. Ce defect aveți? Sunt perfecționist. Perfectă nu poate fi, da, măcar perfecționistă. Perfecționist. Hai să vedem. Domnul Cristache, da, în 9 ani cât am fost europarlamentar, nu am avut translator cu mine. Deci era necesar să discut cu colegi, cu prieteni din Parlamentul European. Plecam în diferite deplasări, în, da, diferite misiuni din Parlamentul European. Deci trebuia să discut cu ceilalți, că trebuia să ajungem la un numitor comun asupra abordării pe care o aveam în deplasarea pe care o făceam. Deci vorbesc, dar nu sunt, sunt un perfecționist. Nu vor, mi se par, mi-e teamă de multe ori să nu fac o greșeală. Nu vorbesc perfect. Păi, a greșit, dar asta, menește, dumneavoastră, dar asta înseamnă, da, asta nu înseamnă că nu înțeleg și că nu vorbesc. Dar așa cum am văzut aseară, cineva îmi reproșa că nu vorbesc rusa. Mă rog, aia, sunt a fost un moment abordări de ironie a întrebării în engleză. Nu v-a reproșat chiar, că m-am uitat cu atenție. Dar da, acest lucru, dacă aceasta este singura mea vină, eu îi asigur pe cei care îmi fac o vină din acest, da, lucru, că îmi voi perfecționa cunoștințele de limba engleză și franceză, astfel încât în scurt timp să vorbesc mult mai bine decât o fac acum. Acum atenție că a intervenit pe fir și limba franceză. Deci nu va veni cu un discurs în limba engleză. Va alterna și cu mici franțuzisme, furculision, chestii de-astea. Adică se va interveni și pe franceză. Bă, hai bă să veți esperat-o și să o rezolve. O vei vedea pe Viorica, Justi Trebian, Pasca Ilia, deci, marș. Da. Decât să înveți toate limbile astea, că tu nu ai stăpânit limba, nu treci pe Esperanto și zici, domnule, am un limbaj universal și asta e. Deci, Viorica Dăncilă spune acum că, domnule, ea e perfecționistă, engleză ar ști, dar nu cât să fie ea mulțumită. Da. Pentru noi oricum e nivelul mediu. Pe mine mă duce și ea cu gândul ca la oamenii aia care au văzut 3-4 filme americane și spune, bă, că dai de cap. Yes, no, hello, how are you, money. Da. I love you. Părerea mea e că se înțelegea cu omologii din Parlamentul European. Dar ce febră musculară avea după discuțiile alea, nu mai aștia. Bă, da, am rugăminte, Alex, hai să căutăm discursul în limba engleză, pentru că dânsa a vorbit în limba engleză. Într-adevăr, vom asculta discursul în limba engleză citit de Viorica Dăncilă. Păi da, dar omiteți un aspect esențial. Da. Haideți să căutăm. Da, să căutăm, trebuie, așa. Trebuie căuta, trebuie. Dar da, până căutăm, haideți să lămurim un lucru. Nu porniți de la ideea că așa cum auziți, așa vorbește ea. Citea, ceea, adică, ce înseamnă fonetic, că avea transcriere fonetică, oameni buni. Fonetică. Îl vreau pe ăla de la Parlamentul vrem European. Vrem ca să mai ameliorăm un pic din această senzație, cum că doamna Viorica Dăncilă, dacă va deveni președintele României duminică, bă, luăm în calcul, punem rău în fapt. Așa? Nu știe limba engleză. Hai să o ascultăm, Viorica Dăncilă, în limba engleză, că nu mai pot cu asta cu engleză. Uite că femeia știe și engleză, știe și bucătărie, știe tot. And today we are talking a region with a huge historical significance, the cradle of the many treasures of knowledge and culture, which you consider today to be part of the old heritage. All those who believe in preserving historic and cultural values in this region, we have the duty to protect or to promote them. Any loss suffered by the historical and cultural heritage
regardless of where in heaven is in the end, a loss for humanity itself. Te văd descumpănit, Răzvan, pare senzația pe care mi-o crezi e că nu cunoști limba engleză. Că te uitai și părea că nu înțelegi ce spune doamna Viorica Dăncilă. Deci ne cerem scuze pentru absența subtitrării, dar da, colegii noștri au refuzat să încerce o traducere. Au spus, dom'le, nu. Nu, e intraductibil. Dom'le, nu știți engleză. Dom'le, poate nu știm engleză, dar nici asta nu e engleză. Deci a fost o formă de manifestare... aș spune verbală, dar de fapt e doar vocală, că n-am înțeles dacă era un mesaj, părea ceva în genul unor onomatopee care din tonalitate ar fi trebuit să-ți transmită stări. Pare agresiv, pare temător. Deci din sunetele scoase de doamna Viorica Dăncilă ar fi trebuit să interpretezi niște trăiri, niște emoții. Dar în rest, să spui că, domne, era o construcție de idei, mi se pare absurd. Deci nu e perfecționistă. Doamne, lăsați, doamne, iartă-mă, perfecțiunea. Nu-i vorba de perfecțiune. Măcar să înțelegem ce vreți. Că poate ea se plimba așa cu delimitarea străin. The values, o vată, ăia săracii din politețe, că poate erau bărbați. Da, nu vă dați seama, și nouă ne e greu. Deci eu nu, și ea credea că s-a înțeles. Eu, de asta spun, eu nu percep pe ea ca fiind mincinoasă în momentul când spune că ar stăpâni un pic de engleză. Nu percep așa. Eu percep pe ea ca neînțelegând cum e limba engleză. Și atunci ea are senzația că ceva a spus eu acolo în limba engleză. Și adică, înțeleg și oamenii aia ceva. Păi îi vedeam că dădeau din cap. Eu am văzut mulți oameni dând din cap. Ca și cum, da, ai, că trece, da, știi, da, cum e. Acolo, da, la Bruxelles, oricum, nu se întâmplă lucruri prea serioase. Păi, mai mult așa, după diplomație, ce nu se... Și că se întreba, da, ce ai spus? Mă, ce putea să ne zică? Putea să zic? Era ceva important, nu știu, venea altcineva. Da. Ei, s-au gândit, da, doamnă, da, da, eu țara frumoasă. Hai să explicăm, ca să încheiem subiectul ăsta, trebuie să explicăm despre ce e vorba. Doamna Viorica Dăncilă... Știau ei limba română. Da. Și ar fi zis. Doamna, tanti Vio, dar nu te mai forța. Te mai forța că știm noi română. Mai repede învățăm noi română. Învățăm noi română. Stai un pic, să luăm mâini, că nu simt nevoia înainte de publicitate. Să încheiem această idee, acest subiect, această dezbatere a limbii engleză, cu o concluzie. Doamna Viorica Dăncilă, ce vrea să facă dânsa cu limba engleză? Vrea să descurajeze limba engleză. Asta vrea să facă. Cum descurajează alianța NATO, s-a întâlnit cu alianța NATO și a zis, domnule, vreau să descurajez alianța, s-a întâlnit cu limba engleză, domnule, vreau să descurajez limba engleză. Deci, mi-amintesc acum de domnul Vela, ministru de interne. Da. O să vorbim și despre asta pe parcursul zilei. Imediat, după pauză, vorbim. Care vrea să schimbe numele poliției române pentru a evita confuzia cu poliția locală. Eu vă spun că dacă mai insistă doamna Viorica să vorbească în engleză, se schimbă limba engleză. Ca să evite orice fel de confuzie cu zgomotele produse de Viorica Dăncilă în tentativa, da, de a vorbi limbi străine. Nu vreau să rămână așa o senzație greșită în legătură cu doamna Viorica Dăncilă, dăm vreo un pic de echilibru. Hai să dăm și un moment în care doamna Viorica Dăncilă, în limba română, adevărat, vine cu un moment de înțelepciune. Într-o limbă română aproximativă. Aproximativă. Că și limba română. Dar mi-l aduc aminte pe Gigi Becali, care a explicat postura sa de filozof, în care... Practician. Practician de, da, filozofie. A spus că el este practician, în timp ce Pleșu e teoretician de filozofie. De ce el e practician? Pentru că filozofie vine de la iubirea de înțelepciune. Ori el iubește înțelepciunea, motiv pentru care dar el este... Dar la propriu o iubește. Atunci el este filozof. O iubește pe unde o prinde. Exact. Și acum doamna Viorica Dăncilă, într-un moment de filozofie. Să știți că se spune un lucru. Copiii și animalele niciodată nu poți să le minți. Dacă te duci spre un copil și simte că nu-l iubești, copilul se retrage. Dacă un animal vrei să-l mângâi, de exemplu, și nu-l iubești, se vede acest lucru. Dacă te duci și iubești natura, și acest lucru se vede pe fața ta. Deci sunt anumite lucruri care sunt vizibile. Știu, Răzvan, se vedea pe fața lui Cristache, se vedea că iubește natura, spus nici. Mă uitam, zic, uite, eu nu se iubește. Hai să mai vedem. Părea că iubește și PSD-ul pe fața. Vreau să mai vedem o dată și oameni buni înțelegeți. Deci, animalul te simte dacă tu ești un candidat care... Și că ai deja președinție, te simte. Gata, mă trece. Viorica Dăncilă vrea să invoce proba câinelui. Deci vrea să aduceți un câine, puneți un câine lângă și mine și la cine vine, să vedem la cine vine. Să vedeți la cine vine. Câinele, până la urmă, simt. Dar și copiii, la fel, pentru că Viorica poate explica. Aduceți doi copii, vor veni la mine, nu se vor duce la el să-i vândă până Canada. Apropo de dragostea de natură, să vedeți ce o să iubească natura română. Română?
sau națională, că trebuie să schimbăm denumirea în funcție de Marcevea. Să vedeți și o să iubească natura în România pe candidați, având în vedere prognoza meteo pe care o avem pentru ziua de duminică. Da, va fi frumos. Hai să o mai urmărim o dată. Frumos. Hai să înțelegeți ce e sufletul ei. Deci momentul de grație. Nu de grație. Să știți că se spune un lucru. Copiii și animalele niciodată nu poți să le minți. Dacă te duci spre un copil și simte că nu-l iubești, copilul se retrage. Dacă un animal vrei să-l mângâi, de exemplu, și nu-l iubești, se vede acest lucru. Dacă te duci și iubești natura, și acest lucru se vede pe fața ta. Deci sunt anumite lucruri care sunt vizibile. Copilul se retrage. Se retrage din cursa electorală. Dacă simte că nu-l iubești, el se retrage. Da. Se retrage din partid. Ai văzut că au fost copii care s-au retras din partid? Mă-năzvane. Ai văzut copilul ăla de la tineretul PSD, Petrea? S-a retras că a simțit că nu e iubit? Am văzut această reclamă. Care? La televizor. Da. Cu metoda retrage. La televizor? Da. Metoda retrage, că nu e în regulă. Că nu e în regulă, metoda retrage. Asta spun reclamele? La ore nepotrivite. Dar am văzut că doar Viorica 18:30 vorbește despre copii care avea această metodă. Se retrage copilul din preajma omului rău. Cu totul. Mă, omul rău. Deci vezi, asta, mi s-a părut că în cuvintele astea puține, cu aceste cuvinte smucite puțin acolo, Viorica Dăncilă a spus o filozofie de viață decisivă. Și animalele simt dacă ești corupt. Animalele simt coruptul. Animalele te simt dacă ești un om corupt și fug de lângă tine sau câinii chiar te mușcă. Dacă te simți că faci trafic de influență, dacă faci abuz în serviciu, câinele te latră pe stradă. N-ai văzut oameni? E vorba de câinele de pază al societății. E o metaforă la presă, Răzvan? Nu. Faptul că presa o iubește pe Viorica Dăncilă pentru că simte omul bun? Dar presa a iubit-o ca practician. Ca practician. Ca practician a iubit-o. Bun, simte omul bun, presa a văzut presa de presa vine la Dăncilă, da. Că dacă te simte așa, ai văzut presa aia cu minte? Da. Că și presa trebuie să iei. Dacă e presa de aia și te mușcă, o pui, îi pui lanțul. Și o bagi în cușcă. Dar dacă e presă cu minte... Turbată. Există presă normală. Presa aia turbată care trebuie eutanasiată. Da. Presa aia nenorocită. Da. Dar există și presă domestică. Domestic. Crescută de politician pe lângă casa lui, hrănită cu bani publici. Și când îi întinzi așa, îi pui un pic, îi pui niște bănuți publici în mână așa. Da. Și a presă... Miroase bănuțul și vine la tine. Și stă să o mângâi, îți vine la conferințele de presă, îți pune întrebări de alea plăcute, îți ridică mingi la fileu. Da. Vorbeam de Viorica, nu de Claus. Viorica. Că îți vedea pe fața ta un pic. Se vedea natura pe fața mea. Se vedea că nu iubești. Că nu iubești natura politică a oamenilor ăstora. Hai să luăm în mod natural o scurtă pauză, după care ne întoarcem cu alte bucurii. Până. Pare așa că nu e în regulă, pare că e aceeași instituție, pare că se face o confuzie și s-a gândit primul lucru pe care îl fac, voi soluționa această confuzie. Și s-a gândit, doamne, voi soluționa prin faptul că voi schimba numele Poliției Române, îi pun alt nume. Normal. Poliția Națională. Păi și se face confuzie în continuare. Poliția Națională și Poliția Locală. Tot. Nu, domne, tot poliție. Ar trebui să-i spună miliție. 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 Pentru că, uite, dacă te gândești puțin, nu știu, că tu pari mai tânăr așa. Da. Dacă ai prins vremea, ai prins vremea Ceaușescu? Am prins, am mușcat în... Mai ții minte? Mai țin minte. Ai luptat la Revoluție? Păi că aici, la Inter, la Barricada. Era la Inter cu Codrin Ștefănescu? Toți au fost. Cu Codrin Ștefănescu, cu toți. Mă rog. Da. Cătălin Rădulescu? Toți. De acolo te știi cu el? Ne-am adunat toți acolo, da. Mă rog. Dom'le, pe vremea Ceaușescu nu exista această confuzie între Poliția Română și Poliția Locală, Radu. Da. Pentru că poliția se numea miliție și lucrurile erau mult mai simple. Acum, sigur că poliția locală e o denumire deopotrivă ilegală și imbecilă, în condițiile în care poliția este doar una, nu poți avea poliția locală, poliția gândurilor, poliția spirituală și alte imbecilități. Și poliția modei. Hai să ascultăm pe domnul ministru poliția și apoi modei. Comentăm. Da. Hai să ascultăm pe domnul ministru și pe aia să explicăm de ce mai bine rămânea primar la el, în cară sau de unde vine. Tot respectul față de poliția locală, am fost primar 12 ani, am construit poliție locală în sensul că i-am găsit gardieni publici, după aceea poliție comunitară și poliție locală, băieți destoinici, dar ca să nu se suprapună atribuțiile, cred că trebuie să clarificăm o delimitare clară. Între poliția locală și poliția română să o numim poliție națională. Asta ține de rebranduire, ca să zic așa. Branduirea poliției naționale, care acum se numește poliție română și doresc să o numim poliție națională, pentru a nu mai intra pe același palier în competiție sau conflict cu poliția locală. Eu m-a explicat foarte clar, domnule. Trebuie schimbat numele, trebuie schimbat tot, ras tot și făcut de la început, luată toată treaba de la cap. Cred
să fac apel la o postare că deja sunt în fața de autocitării. Înainte să intri tu pe fond, Răzvan... Păi tot la camera preliminară ai rămas? Eu vreau la camera preliminară să fac apel să-i schimbe numele. Cui? Și lui Alex Vela, ca să nu se facă confuzia cu Vela, domnul ministru Vela, nu, Alex Vela. Păi, tu greșești. Sau să schimbe domnul ministru numele. Normal că domnul ministru trebuie să-i schimbe numele în momentul de față. Ah, ok. Și să rămână doar Marcel. 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 Ca să nu Marcel se facă de la PNL. Da. Ca să nu fie confuz. Să nu fie confuz. La mine... La Silviu Mănăstire va fi invitat domnul ministru. Da. Domnul ministru Vela. Sau Alex Vela. Cine este cine vine? Alex, te rog frumos. Deci cine e? Sperăm că domnul ministru. Deci, îmi spun colegii de regie, în principiu ar fi domnul ministru Vela. Există șanse să fie domnul cantautor Vela. Nu știu. Pentru că oamenii ăștia, neînțelegând că unul trebuie să renunțe la nume, creează genul ăsta de confuzii. Deci diseară, la colegul Silviu Mănăstire, fie ministru de interne, fie cântărețu, o trei și o vedea. Da. La mine, în cartier, domnule Buzăianu... Da, funcționează o echipă de fotbal. Nu prea mai funcționează. Da. Dar a funcționat timp îndelungat o echipă de fotbal numită Juventus Colentina. Da. La un moment dat a devenit Juventus București. Căci, nu e așa, s-a răspândit la nivel de municipiu. Și într-un final au fost niște presiuni venite din partea echipei din Juventus Torino. Juventus Torino, dacă ai auzit de această echipă, da. Există Juventus Torino. E. Na, uite, muream și nu știam. A trimis o scrisoare a echipei Juventus București care activa în Liga 1. Da. Atunci a început să zic, Juventus era de pe vremuri, dar nefiind în Liga 1, nu deranja pe nimeni. A zis Liga 1 și a trimis o scrisoare. Și spune lui Juventus Colentina, domnule, nu știu ce faceți, dar schimbați-vă numele că ne confundă lumea cu voi și nu ne convine. Eu nu înțeleg de ce nu le convenea, pentru că Juventus Colentina chiar o echipă de tradiție. Bine, nu înțeles că și Juventus Torino se descurcă, mai lovește mingea din când în când. E, Ciuclea, care e de la Supercom și are contracte cu primăria sectorului 2 și am făcut această precizare, doar așa, ca să nu uite ăștia ce contracte cu statul babane au, dar este și proprietarul echipei, a spus, bine mai schimb eu numele, na, hai mă rămâne ea de Torino cu Juventus și spun eu altfel. Cum să-i spun altfel? El, pentru că este dacopat de la, a redenumit echipa Getodacica. Getodacica Colentina. N-a găsit altă rimă. Atâta s-a putut. Dar și e cu Burebista pe afiș cu tot ce trebuie. Exercițiu invers ar fi ca în acest moment... Juventus Torino se schimbe... Pentru că nu e așa, vrea să evite confuzia cu Juventus Colentina. Cam așa schimbă numele Poliția Română, deci Poliția Română, confundată cu Poliția Locală. Ca să nu fie confundată cu gardienii publici care alergau porumbeii pe-n parc până nu dă mult înainte să le dea uniforme de-astea asemănătoare Poliției Naționale, și să schimbe Poliția Română. Păi cum să schimbe Poliția Română? Fac apel la o altă chestiune pe care nu am mai zis-o. Hai să ne facem PNL-ul. Facem noi un PNL-ul. Dar știi cum îi facem? PML-ul. Că nu vreau să fie identic. PML. Da. Sau... Da. Nu, în ordinea asta. În ordinea asta. Că dă la ei. Da. Și sunăm pe domnul Vela. Domnul Vela, înțeleg că sunteți ministru, da. Înțeleg că sunteți într-un partid. Da, domnule, ce de 90 sunt în Partidul Național. Domne, s-a numit calculatorul București înainte de 89, dacă n-a fost înființată inițial în Interbelic. Păi nu, hai să lămurim. Da. A fost Juventus, s-a mutat la Ploiești, după care calculatorul de București a luat numele. În Bun. România funcționează... Mergem mai departe. Dacă ne scriu telespectatorii, e civilizat să le răspundem, domnul Buzean. Răbdare. Deci avem o echipă care se numește Juventus încă din Interbelic. Ne întoarcem la Vela. Ne facem PML, îl sunăm pe domnul Vela sau Velea, și spunem, înțeles că aveți un PNL dumneavoastră, da. Civilizat ar fi să vă schimbați numele ca să evitați confuzia cu noi. Cam asta e logica ministrului de interne, care vrea să redumească Poliția Română ca să nu se confunde cu gardienii publice. Dar fii atent ce trece prin cap domnului Arsene de la PSD, de la PSD-ul, aflând despre acest lucru și scrie pe Facebook că în spatele acestei manevre de rebranding, nu știu de unde a scos el acest termen, care de la Viorica. De la Viorica. Toate cuvintele astea străine sunt pe filiera Viorica. Poate, aceste manevre de rebranding se ascunde o afacere grasă prin care se schimbă însemnele poliției de pe documente, uniforme, autoturisme, etc. Păi normal. Deci o firmă care va face aceste manevre, logic, are o firmă de... De tot ce vrei tu, pentru că voi de avea casă. Nevoie. Domnule, vei avea nevoie de multe firme. Da. Toate mașinile vor trebui recolantate. Da. Toate însemnele vor trebui reeditate. Deci nu poate nimeni face un lucru bun în țara asta dacă automat este suspicionat de afaceri, de tot felul de matrapazlâcuri, de... Crezi? Omul ăsta vine cu o idee pozitivă, dar noi să schimbăm numele. Câte mașini o avea Poliția Română? Da. Câte? Multe, mă gândesc. Să-i seama că toate acele mașini trebuie recolantate? Da. Tu îți dai seama că toate acele uniforme vor trebui să poarte noile însemne? Îți dai seama că toate, cum să spun eu, reclamele publicitare ale Poliției Române vor trebui refăcute? Păi are dreptate și asta.
Cine? Șosete de la da. Neamț? Domnul din Neamț. Ia zi cineva că nu pare genul lui să facă genul acesta. I-a suflat-o cineva. Bun, mergem mai departe înspre România, pentru cei care au deschis mai târziu țara. E în momentul de față această nenorocire pe care noi am tot încercat să o evităm, că sunt implicații dramatice. Deci, nu, și sunt interese mari. Da, dar au murit oameni. Deci e o situație dramatică cu Timișoara. Păi știu, dar sunt și interese mari. Sunt pentru că ai văzut mari. Cum a gestionat... Ministerul problema. Și când mă refer la minister, mă refer, de exemplu, la domnul Raed Arafat. Și când mă refer la Raed Arafat, trebuie să întreb de cât timp e guvernul Orban în funcțiune și nu l-a deranjat nimeni pe Raed Arafat? Ce s-a mai întâmplat cu Raed Arafat? Deși Klaus Iohannis înțeleg că i-a cerut demisia. Minciuni în tragedia de la Timișoara. STS a avut dreptate sâmbătă. Și de 6 oameni diferiți au sunat la 112 din același bloc. 5 dintre ei acuzând vărsături, iar dispeceratul integrat al ISU nu și-a dat seama ce se întâmplă. Nu au coroborat aceste telefoane până când a murit o femeie. În momentul când a murit o femeie și-a dat seama, bă, să știi că e ceva în neregulă acolo. Dar au trebuit a trebuit să se întâmple această dramă ca oamenii aceștia să se pune la punct. Hai să vedem câteva informații cap la cap puse și după care venim cu niște informații noi apărute acum. După ce marți după amiază ISU Timiș a decis că locatarii celui de-al doilea bloc de ratizat se pot întoarce acasă, la câteva ore distanță, Comitetul pentru Situații de Urgență a revenit asupra deciziei și a hotărât ca locatarii să fie din nou evacuați. 31 de persoane au fost evacuate după ce a fost permis accesul inclusiv în garsoniera în care au fost puse pastilele letale care au dus la evacuarea tuturor locatarilor. Cineva din bloc a făcut dezinsecție și aseară când am venit de la cursuri erau pompierii și ne-au evacuat. Mergem să dormim în altă parte, probabil luni o să ne întoarcem să dormim aici pentru că sănătatea noastră e pe primul loc. Am contactat și am venit ce a făcut. Și v-au zis să nu intrați în apartament? Da, 3 zile. V-au spus cu ce substanțe vor da? Nu. Sau cât de periculoase poate Nu. Pentru deratizarea efectuată, bărbatul care l-a contactat pe patronul firmei Bistim Dera ar fi plătit 400 de lei. Angajații DSV sunt în continuare tăcuți și nu știu ce explicații să le ofere locatarilor. Nu avem voie să dăm... Cine vă dă voie, doamnă? Cine? DSV-ul nu vorbește de la izbucnirea acestui scandal. Cine? Sunteți de la DSV? Știu, n-am fost. Pentru ce v-au trimis, doamnă? Pentru ce v-au trimis? Pompierii aflați la fața locului spun însă că în bloc nu mai este niciun fel de pericol. Noi am efectuat măsurătorii înăuntru, nu mai sunt probleme deosebite cu aparatura CBRN, s-au ventilat încăperea, s-a ventilat și casa scăritit de 2 ore, după care încăperea 30 de minute, s-au strâns toate lucrurile dumneavoastră în niște saci, s-au sigilat, trebuie să le... Ori să le distrugeți, ori să le spați foarte bine de mai multe ori. După câteva ore însă, locatarii s-au trezit din nou evacuați. Membrii Comitetului pentru Situații de Urgență au decis ca locatarii să își caute din nou adăpost în altă parte, fără să li se dea prea multe explicații. Potrivit autorităților, la 24 de ore după acțiunea de igienizare a apartamentelor, oamenii se vor putea întoarce în locuințele lor. În spitalele din Timișoara mai sunt internate 43 de persoane, dintre care 32 sunt copii. Au evacuat oamenii din blocurile respective... Și acum vă citesc o următoare informație. Un locatar a fost uitat de autorități în blocul de pe Vaida Voievod. Acesta a rămas de luni în imobilul evacuat. Deci plecaseră toți. Era o situație dramatică. Au murit oameni din cauza interacțiunii cu această substanță. Deci era o situație absolut nebunească, da? Omul acesta a rămas. Bărbatul locuiește în blocul de pe și de luni până joi a dormit liniștit în imobilul evacuat. A aflat abia joi dimineață că nu mai poate dormi acasă, după câteva zile în care a stat în imobil la televizor. Deci, practic, se și uita la televizor. Acum, sigur, omul fiind poate mai în vârstă, nu și-a dat seama. Deci, au reușit să evacueze tot blocul, dar nu pot o dorme. N-au verificat până la cap. Doamne, s-au luat și cu alte, era și situația tensionată. Dar cine se ocupa de evacuare? Cei de la... Situații nu? De urgență? Situații de urgență, da, ISU, da. Aia care nu sunt pregătiți pentru situații de urgență. O curiozitate, bun. Bine, e deja de notorietate antipatia mea declarată față de Raed Arafat și cred că e și reciproc având în vedere ce posterne a dedicat. Acum că ești obiectiv, extrem de obiectiv, toată lumea știe, eu consider că domnul Raed Arafat trebuie să plece din guvernul României și nu de azi de ieri, ci de când vrei, ce exemplu vrei să-ți dau? Siut Gheol
Munții Apuseni, Dom'le, toate astea colectiv, arată că e Calea Victoriei, o disfuncționalitate acolo, să evident. Să mai încercăm și cu altcineva. Bun, avem un nou eveniment petrecut, domnul Raed Arafat. Domnul Raed Arafat este întrebat astăzi, da, Klaus Iohannis, cum rămâne cu Raed Arafat? Că nu sunt singurul care consideră că domnul Raed Arafat în momentul de față e mai degrabă ceva ce nu ne dorim. Am solicitat o soluție de la guvern și aștept săptămâna viitoare să primesc un răspuns lămuritor, ca să nu spun altceva. Ca să nu spun altceva. Nu o să fac eu o evaluare, dar guvernul va face o evaluare și voi insista pe lămuriri în acest sens. Mă rog. Da. Acum, guvernul fiind guvernul său, adică guvernul fiind da, într-o apartenență de... Într-un parteneriat. Într-un parteneriat strategic. Strategic, nu civil. Așa, bun. Tu ce înțelegi din asta? Am solicitat o soluție de la guvern și aștept săptămâna viitoare să primesc un răspuns lămuritor, ca să nu spun altceva. Ca să nu spun altceva, asta înseamnă că săptămâna viitoare... Deci intervine din nou afară, în conversații domnul Vela, nu? Că bănuiesc că guvernul, cine ar fi? Ministerul de Interne ar fi aici, da, cumva în principiu ar fi ministrul de Interne, e decizia lui Ludovic Orban. Da. Adică la nivelul de anvergură deținut de Raed Arafat, nu cred că Vela are autoritatea să-l elibereze de funcție. Să ne amintim, Raed Arafat a fost pretextul schimbării unui guvern, de exemplu. Dacă ne amintim la conflictul care a intrat cu președintele Traian Băsescu. Deci nu, cred că trebuie să fie decizia lui Ludovic Orban acceptată de Klaus Iohannis. Cam așa se joacă cu Raed Arafat, care sigur, petrecând atât de mulți ani în guvernul României, indiferent de culoarea politică a guvernului, domnul Raed Arafat fiind un PSD-ist fără carnet de partid, dar care face campanie membrilor PSD la alegerile prezidențiale, a devenit extrem de bine înrădăcinat. Deci, practic, a fost evacuat tot blocul, a rămas domnul Arafat. Cam asta e situația, ca să păstrăm în... Dar a fost lăsat domnul Arafat, de fiecare dată. Da. De fiecare dată. De fiecare dată. Inițial subsecretar de stat, apoi secretar de stat, funcție eminamente politică. La conferința de presă, pe care Viorica Dăncilă a susținut-o mai devreme, a fost întrebată teorema lui Pitagora. Doamna Viorica Dăncilă a fost pusă în discuție cu teorema lui Pitagora. După pauză râdem glumind despre așa ceva.